autoritățile orașului și ale județului au participat la slujba de sfințire a unui monument amplasat lângă biserica din cimitirul Eternitatea din Iași. La eveniment au luat parte și managerul Ateneului Național din Iași, Andreea Preotesei, precum și corul Marii Uniri de la Ateneul Național din Iași. Sărbătorim astăzi, prin restaurarea acestui monument, prin resfințirea lui, pe eroii războiului de independență, dar și pe toți eroii neamului omenesc. Nu numai pe cei care pe câmpul de luptă au înțeles să apere cu sacrificiul vieții lor. Astăzi suntem, să spunem, într-o succesiune de evenimente dedicate Zilei Eroilor. Într-o frumoasă zi de sărbătoare religioasă de Înălțarea Domnului, suntem la cimitirul Eternitate, în fața monumentului dedicat eroilor din primul război mondial, dar va mai fi un eveniment frumos pentru că vom resfinți și monumentul dedicat eroilor pentru războiul de independență de la 1877. Momente frumoase care amintesc de istoria și vitejia ostașilor români, dar și de statornicia unei națiuni care n-a părăsit niciodată aceste meleaguri. Avem o datorie morală să ducem mai departe toate aceste lucruri bune construite de înaintașii noștri și în același timp să aducem, așa cum am spus, un pios omagiu celor care nu mai sunt astăzi printre noi. Ziua Eroilor este sărbătorită pe 25 mai, odată cu sărbătoarea Înălțării Domnului.